Un tractorist a ajuns fără să vrea pe autostrada A1 București-Pitești. Acesta era într-o stare avansată de ebrietate și nu a mai știut ce face. El a încurcat traficul pe autostradă și a fost filmat de mai mulți șoferi care au pus imaginile pe o rețea de socializare. Polițiștii s-au autosesizat și la scurtă vreme l-au oprit. După ce l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,06 la 1000 alcool pur în aerul expirat. Din această cauză, tractoristul nici nu putea să vorbească, fiind incoerent în exprimare. Această aventură l-a lăsat fără permis și cu un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului deschis de oamenii legii pe numele său.